ședința de astăzi. Așa că declar deschise lucrările ședinței, constatând că sunt prezent 20 de consilieri ai Consiliului Local al municipiului Zalău. 21 a venit și colega noastră. Deci avem prezent 21 de colegi consilieri, astfel încât Consiliul Local poate să lucreze valabil. Precizez că au fost convocați toți colegii consilieri și se prezent, de fapt, toți colegii consilieri ai Consiliului Local. În deschiderea ședinței aș vrea să supun spre aprobare procesul verbal al ședințelor Consiliului Local din data de 20 decembrie 2017, respectiv din data de 21 decembrie 2017. Aceste procese verbale de ședință v-au fost trimise pe adresa de mail pentru lecturare și formulare de obiecțiuni. De-aia vă consult dacă aveți obiecțiuni la procesele verbale de ședință. Și aș începe cu procesul verbal de ședință din 20 decembrie. Dacă sunt obiecțiuni la... Nu a fost prezent. Da? Domnul Dinu Iancu Sălăjanu nu a fost prezent. Bun. Și vă consult dacă la procesul verbal de ședință din 21 decembrie aveți obiecțiuni. Dacă nu sunt, o să supun procesele verbale de ședință la vot. Mai întâi o să supun procesul verbal de ședință din data de 20 decembrie. Cine este pentru? Da, mulțumesc. Deci cu 20 de voturi am adoptat procesul verbal de ședință din 20 decembrie. Și acum o să supun la vot procesul verbal de ședință din 21 decembrie. Cine este pentru? Da, mulțumesc. Domnul Dinu, să înțeleg că n-a fost nici în 21. Deci tot cu 20 de voturi am adoptat și procesul verbal al ședinței din 21 decembrie 2017. Vreau să menționez că procesele verbale de ședință pot fi consultate de către cei interesați la Direcția Administrației Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului Zalău, atât înainte de a fi votate, cât și după ce sunt aceste votate în ședința de Consiliul Local, iar odată ce procesele verbale de ședință sunt votate în ședința de Consiliul Local, ele se postează pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Zalău la secțiunea Consiliului Local. Vreau să vă supun spre aprobare în continuare ordinea de zi, așa cum ea a fost primită în scris de către fiecare dintre dumneavoastră, dar mai întâi vă consult dacă sunt completări la ordinea de zi. Dacă nu, sunt supun spre aprobare ordinea de zi. Ați observat că avem 32 de puncte pe ordinea de zi, două solicitări și un raport. Deci, supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Da, mulțumesc. Voturi împotrivă, dacă sunt, nu sunt. Abțineri, nu sunt. Cu 21 de voturi am adoptat ordinea de zi. Și trecem la primul proiect de ordinea de zi și avem proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către municipiul Zalău în domeniul public a unui imobil teren intravilan în suprafață de 411 metri pătrați liber de sarcini, adiacent cimitirului municipal Zalău. Avizul comisiilor. Comisia juridică. Comisia economică. Comisia de urbanism a dat aviz favorabil. Comisia pentru sănătate, cultură, învățământ. Comisia pentru drepturile omului. Vă consult dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Dacă nu, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Da? Mulțumesc. Voturi împotrivă, dacă sunt. Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Cu 21 de voturi am adoptat proiectul de hotărâre. Și trecem la proiectul 2, privind aprobarea cuprinderii în bugetul pe anul 2018, respectiv în lista de investiții, a cheltuielilor aferente extinderii conductei de distribuție a gazelor naturale, proiectare și execuție, în vederea alimentării cu gaze naturale a blocurilor ANL, cartier Dumbrava Nord, zona dealul Morii.
Avizul comisilor, Comisia Juridică, Comisia Economică, Comisia de Urbanism a dat aviz favorabil. Vă consult dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre. Dacă nu supun proiectul la vot, cine e pentru? Da, mulțumesc, voturi împotrivă dacă sunt. Nu sunt, abțineri, nu sunt. Cu 21 de voturi am adoptat proiectul 2 de pe ordinea de zi. Și trecem la proiectul 3 de pe ordinea de zi și avem proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice fază TALI pentru creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 1B din municipiul Zală. Avizul comisilor, Comisia Juridică, Comisia Economică, Comisia de Urbanism a dat aviz favorabil. Dacă sunt intervenții, da, poftiți, domnul primar. Domnilor consilieri, aș vrea să am o intervenție, nu neapărat la acest proiect de hotărâre. De fapt, să vă fac o scurtă și concentrată sinteză a ceea ce înseamnă proiectele primăriei privind creșterea eficienței energetice la blocurile de locuitor. Ați votat în anul trecut mai multe proiecte de hotărâri privind aceste proiecte. Astăzi avem un număr de 30 de blocuri pentru care s-au întocmit proiecte privind creșterea eficienței energetice cu un număr de 1062 de apartamente. Din cele 30 de blocuri, pentru 11 blocuri există deja contractele de finanțare semnate, iar pentru 6 blocuri deja este încheiat și contractul de lucrări. Celelalte 19 blocuri, până la 30, de la 11 până la 30, sunt sigur în diferite etape, unele depuse la ATR pentru evaluare, altele vor fi depuse pentru finanțare. Suma totală care vine în municipiul Zalău pe creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe este în valoare de 5,7 milioane euro. Iar sau aceasta este valoarea totală a proiectelor. Iar din fonduri europene, 3,4 milioane euro. E o sumă importantă care o să intre în bugetul primăriei pe măsură ce aceste proiecte vor fi semnate contractele de finanțare. De asemenea, dacă toți suntem la acest capitol, vreau să vă informez de un proiect de care ne-am ocupat tot în anul trecut, mă refer la executivul primăriei și dumneavoastră ați aprobat indicatorii tehnico-economici și anume reabilitarea și modernizarea, dotarea și extinderea cinematografului Scala. Anul trecut, în mai multe rânduri, am fost la București și eu, și domnul viceprimar și colegii din Direcția Tehnică, pentru a susține, în cadrul Companiei Naționale de Investiții, în cadrul Ministerului Dezvoltării, proiectul pe care dumneavoastră l-ați aprobat. Sigur, au fost etape în care mi s-a solicitat clarificări la documentația tehnică și am avut de-a lungul anului trecut diferite intervenții cu proiectantul pe această documentație tehnică. În final, la finalul anului trecut, 29-12, a fost semnat de către viceprim-ministru și ministrul dezvoltării regionale administrației publice și fondurilor europene de către domnul Paul Stănescu, ordinul 7329, prin care aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului despre care vorbeam. Valoarea totală, vă reamintesc că valoarea totală a acestei investiții este 3,270 milioane euro, iar contribuția noastră este de 151.000 euro. Sigur că acest ordin trebuie dus la îndeplinire de către Compania Națională de Investiții, pentru că această instituție
va face, de fapt, investiția în municipiul Zambrău. Are ca termen de execuție sau durata de realizare a investiției este de 15 luni, 2 luni proiectare și 13 luni execuție. Din câte știu, achiziția se va face în acest an și va fi un singur contract de achiziție, proiectare și execuție. Cred că anul viitor, martie, aprilie sau cel mai târziu, pe la jumătatea anului viitor, această investiție să fie finalizată și comunitatea noastră să beneficieze de această, de acest proiect important. Cinematograf și, așa cum bine știți, în cadrul acestei investiții se va face și un planetar. Deci, vestea bună este că doar din aceste proiecte comunitatea noastră beneficiază de aproape 7 milioane de euro, dintre care 3,4 milioane fonduri europene pentru eficiență energetice și 3,270 milioane euro din sursă guvernamentală. Contribuția noastră este mică la aceste proiecte, așa că dacă se lucrează și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost înțelegător și văd de câte ori a fost nevoie de un proiect de hotărâre sau de o ședință extraordinară pentru a modifica la solicitarea, sigur, instituțiilor ADR-ului sau Compania Națională de Investiții, documentațiile, ați fost prezenți și ați înțeles că lucrurile trebuie să meargă înainte. Acestea au fost câteva precizări pe care am vrut să le fac legat de aceste investiții. Da, mulțumim, vă consul, dacă mai sunt intervenții la proiectul 3. Dacă nu, supun proiectul 3 la vot. Cine este pentru? Da, mulțumesc. Voturi împotrivă. Nu sunt abțineri. Nu sunt. Cu 21 de voturi m-a adoptat proiectul 3 de hotărâre. Și trecem la proiectul 4, privind aprobarea documentației tehnico-economice fază analitică pentru creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe D111 din municipiul Zalău. Avizul comisiilor. Comisia Juridică. Comisia Economică. Comisia de Urbanism a dat aviz favorabil. Vă consult dacă sunt intervenții. Nu sunt, așa că supun proiectul la vot. Cine e pentru? Da, mulțumesc. Voturi împotrivă. Nu sunt, abțineri. Nu sunt. Cu 21 de voturi am adoptat și proiectul 4. Și trecem la proiectul 5, care este tot un proiect cu privire la creșterea eficienței energetice și avem proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe SB42 din municipiul Zalău. Avizul comisilor. Comisia Juridică. Comisia Economică. Comisia de Urbanism a dat aviz favorabil. Dacă sunt discuții, supun proiectul la vot. Cine e pentru? Voturi împotrivă. Nu sunt. Abțineri. Nu sunt. Cu 21 de voturi am adoptat proiectul 5. Și trecem la proiectul 6, privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe C din municipiul Zalău. Avizul comisiilor. Comisia Juridică. Comisia Economică. Comisia de Urbanism a dat aviz favorabil. Dacă sunt discuții, dacă nu supun proiectul la vot, cine e pentru? Da? Mulțumesc. Voturi împotrivă dacă sunt. Nu sunt. Abțineri. Nu sunt. La punctul 7 de pe ordinea de zi avem proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P40 din municipiul Zalău. Vă fac cunoscut că sesiunea a doua de depunere a proiectelor de creștere eficienței energetice se încheie în 28 februarie. Noi o să reușim să depunem toate proiectele care le-am propus, să avem, așa cum a anunțat domnul primar, un număr de 30 de blocuri în creșterea eficienței energetice în acest tip de proiect. Și vă consult dacă sunt intervenții la proiectul 7.
Dacă nu supun proiectul la vot, cine e pentru? Da? Mulțumesc, voturi împotrivă. Nu sunt abțineri, nu sunt. Trecem la proiectul 8. Da. Discutăm proiectul 8, după care o să-i consultăm pe cetățenii care sunt în sală ce probleme au dânsii. Și avem la punctul 8 proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Zalău, a direcției publice comunitare de evidență persoane și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Zalău, ca urmare a transferării cotelor de contribuții de asigurări sociale obligatorii de la angajator la angajat, începând cu data de 1 ianuarie 2018, avizul Comisiei pentru acest proiect, Comisia Juridică, Comisia Economică, Comisia pentru Sănătate, Cultură, Învățământ, Comisia pentru Sănătate, Cultură, Învățământ. Da, mulțumesc. După cum ați observat și mie în referatul acest proiect, veniturile aferente rămân constante, nu cresc, la nivelul anului 2017, respectiv luna decembrie 2017, și proiectul a fost promovat ca urmare a transferării cotei de contribuții sociale obligatorii de la angajator la angajat, începând cu data de 1 ianuarie 2018. Dacă sunt intervenții la proiectul 8, da, poftiți, doamna consilieră? În referatul prezentat, avem aici la construcția ghilei, s-a avut la bază legile în vigoare, dar cu încadrarea în cheltuieli de personal aprobate în bugete de venituri și cheltuieli. Pe 2018, cum știm, încă nu avem bugetul aprobat. Avem publicat pe site un proiect de buget și o să-l discutăm pe la, bineînțeles, luna viitoare, dar trebuie să facem referire la anumite puncte care au legătură cu acest proiect. Veniturile au scăzut la cote defalcate din impozit pe venit undeva cu 30% față de anul trecut, față de bugetul anului trecut. Față de execuția anului trecut se pare că mai mult de 30%. Deci avem un semn de întrebare dacă ne vom încadra în buget. Și la cheltuieli pot să dau niște exemple. La autorități executive, în cheltuielile pe 2018, sunt mai mari. Toată lumea știe ce înseamnă autorități executive, deci cheltuielile efective a primăriei, a personalului și materiale. Față de execuția 2016, execuția 2017 noi nu avem. Îi 200 și la sută, deci mai mult decât dublu față de execuția din 2016. În timp ce, de exemplu, reparații străzi față de bugetul de anul trecut e undeva la jumătate, reparații străzi curente, ceea ce vine în bugetul de funcționare. La transport în comun, subvenția este mai mică decât bugetul de anul trecut, salubritatea este mai mică decât bugetul de anul trecut. Am îndoiel că o să putem să ne încadrăm în cazul ăsta în buget, neavând puse la dispoziție toate liniile de buget. Să putem să ne facem o imagine mai pe larg decât capitolele mari care le avem publicate pe site. Din această cauză, eu o să mă abțin la acest. Da, am înțeles. Sigur că noi o să ne încadrăm în buget, așa se construiește un buget. Nu poți să construiești un buget, un deficit bugetar. Dar eu o rog pe doamna director Cuicu să facă câteva precizări referitor la cele prezentate de dumneavoastră. Da, în proiectul de presă și, deci, efectiv, pe site-ul primăriei, a fost publicat forma sintetică a bugetului pe anul 2018.
Urmează ca la sfârșitul săptămânii viitoare, sau cel târziu peste două săptămâni, să convocăm comisiile reunite pentru discutarea în detaliu a bugetului. Bugetul a fost echilibrat. Într-adevăr, există o reducere a cheltuielilor materiale. Bugetul a fost construit prin următoarea structură. Cheltuielile de capital să rămână la același nivel ca și în anul 2017 și s-a încercat să se rămână la același nivel. Cheltuielile materiale au scăzut, într-adevăr, iar dacă facem referire numai la activitatea autorității locale, deci proporția anul trecut a fost calculul efectuat doar cu luna iulie, începând au crescut salariile, iar anul acesta, normal că apare o diferență, pentru că ne raportăm la 12 luni și nu la 6 luni. Și pe autoritatea locală, cheltuielile materiale au scăzut față de anul trecut, deci cel puțin cu 30%. Deci pe fiecare articol în parte și capitol de cheltuieli vom intra. Dar aceasta este prezentarea, să zic, sintetică a bugetului. Pot să vă dau detalii și vis-a-vis de execuția de anul trecut. Într-adevăr, reducerea IVG-ului de la 16% la 10% are o influență, dar prin legea bugetului, prin legea modificarea legii finanțelor publice locale, a crescut și cota care revine autorităților locale, respectiv de la 41,25% cât erau până la 31 decembrie, a crescut la 43%. Într-adevăr, nu se cunosc încă influențele, fapt pentru care și în legea bugetului se specifică că la sfârșitul lunii iunie, în funcție de iunie 2018, în funcție de gradul de încasare a veniturilor, din impozitul pe venit, se va reveni asupra calculului și este posibil ca această sursă din IVG să fie mai mare decât cea pe care, decât cea care a fost stabilită în legea bugetului în anexa 8. Dar deocamdată, ceea ce avem prezentat, e undeva cu 30% mai mică decât anul trecut. Deci deocamdată, regula pe legea prezentat în buget, cifre absolute de da, deci pe legea finanțelor publice se spune că se păstrează veniturile proprii la nivelul încasărilor din anul anterior, mai puțin acest impozit pe venit, care de anul acesta a fost clar stabilit prin legea bugetului, prin diminuare. Doamna consilier, în construcția bugetului pentru anul ăsta, am avut în vedere așa, să spun foarte sintetic, două chestiuni esențiale. Una, să nu diminuăm banii pentru investiții. Ceea ce s-a întâmplat. Și o să vedeți în construcția bugetului, în proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului, că suma pentru investiții este la nivelul anului 2017. Și a doua chestiune, să nu crească salariile. Și n-au crescut. Au rămas la nivelul anului decembrie 2017, doar că legislația și codul fiscal actual ne obligă ca unele obligații, așa cum bine știți, să treacă de la angajat, de la angajator la angajat. Și cu procentele acelea am întocmit grila de salarizare pe care o aveți în față și pe care vă supune spre aprobare. Bun. Dacă nu mai ești clar, poftiți, domnul consilier Popan. Dacă mi-aduc aminte bine, am fost sigur că am ținut la votarea salariilor atunci și am explicat pentru ce și o să revin cu acest aspect, faptul că sunt partizan creșterilor salariale. Dar modul prin care s-au crescut salariile atunci nu mie cel puțin nu conferă siguranța că este un mecanism de aprobat și o să aducă plus valoare. Mai mult decât atât, sunt departamente care poate ar merita mai mulți bani. Iar uniformitatea asta a salariului, probabil că
nu ajută foarte mult șefii de departament. De asemenea, dincolo de lucrurile pe care le spunea doamna Crișan, pe buget, nu știu, vă îndemn pe dumneavoastră executivul primăriei să găsim mecanisme și motivații pentru că banii ăștia să demonstrăm cetățenilor că merită. Asta este un aspect de imagine pentru care eu insist și dacă cumva se găsesc ceva lucruri, vă rog frumos. Sigur că da, în sensul ăsta eu pot să vă spun că acei colegi ai noștri care vor lucra pe implementarea programelor pe fonduri europene, conform legii, vor primi o indemnizație procentuală în funcție de implicarea în aceste proiecte și de implementarea lor. Dacă nu mai sunt alte intervenții, sunt proiectul la cine e pentru. Da, mulțumesc. Voturi împotrivă, dacă sunt, nu sunt, abțineri. Deci avem și Vărsal. A, și din Iancu, să vă Iancu, da? Deci 6 abțineri. Deci cu 15 voturi am adoptat proiectul de hotărâre și trecem la proiectul 9. Da, mă scuzați. Avem în sală cetățeni care probabil că pot să prezinte o problemă în ședința de Consiliu Local, așa că i-am rugat să se prezinte și să le ascultăm problema de zi. Bună ziua tuturor, mă numesc Posu, reprezint cetățenii din Pădealul Morii, din Morii, și numele lor aș vrea să vă prezint vreo 3 probleme care de care ne vom ocupa. Dar mai întâi, fiind început de an, vă doresc succes tuturor în proiectele care vor fi anul ăsta. Și noi am considerat să participăm la această ședință, având în vedere proiectul 2 din program. Am văzut că spre fericirea noastră va veni gazul și în zona noastră. Am dorit o întrebare. Dacă acea conductă, care se pare că este mai mult pentru blocurile ADN-ului, va putea asigura și consumul casnic al locuitorilor al nostru din zona respectivă. Da, sigur că da. Deci dacă s-a ținut cont de consumul de fezabilitate, s-a ținut cont. Pentru că în proiect, am citit proiectul, sigur că da, clasă de dorit. Și o extindere și o redimensionare, ca să exact. Aibă capacitate să nu mai facem încă o nevoile cetățenilor și din dealul Morii sau dâmbul Morii și de la blocurile anele. Okay. S-a ținut cont de acest pozitiv. A doua problemă, am văzut că în iunie ați aprobat să se dea la electrică vreo 20 de metri în zona Făget, Constanțe la intersecție, în o hotărâre de capilul din iunie. Din nou, eu am mai fost știință, am mai participat la ședință care dintre dumneavoastră sunteți mai vechi în Consiliu, acum câțiva ani. Am mai avut o problemă. Eu am fost primul care m-am mutat în zonă legală, conform legii, cu, mă rog, ce-a fost acolo în trecut. Și atunci, după ce ne-am mutat, crescut numărul de locuitori din zonă, am avut probleme cu curentul. S-a rezolvat, cu sprijinul primăriei, a electrica, s-a rezolvat, dar această rezolvare a fost doar de moment, neavând un post de transformare. Și am înțeles că a dat acel pământ, acolo 20 de metri, pentru un post de transformare. Tot așa vă întrebăm și am dorit ca acel post de transformare să asigure puterea necesară pentru zonă. Vă spunem drept, perioada de sărbători și nu numai seara, se întâmplă foarte des, pică aparatele, nu merge mașina de spălat, haine, vase. Și cel mai mare problemă este la centralele termice, care sunt, știți, moderne și din cauza fluctuațiilor de tensiune, nu știu dacă este cineva de la electrica, rog pe domnul director sau cine, dacă nu au reprezentant, știu că atunci când a fost cineva, noi avem reclamații, dâns și tot timpul se leagă reclamații. Noi reclamăm conform la telefonul 929, care dâns și la. Dar ei nu-și fac treaba și nu duc la capăt cum ar trebui numărul de reclamații conform ISO în care fac parte. Mă rog, asta e problema tehnicilor. Noi asta vă întrebăm, dacă acel post de transformare va asigura puterea pentru toate locuințele. Da, domnul Bosu, eu vreau să vă informez că ne întâlnim săptămânal, cel puțin o dată cu cei de la electrica.
Nu totdeauna ne întâlnim cu domnul director, dar ne întâlnim cu inginerii șef și cu alte persoane cu funcții de răspundere acolo. Vreau să vă transmit că acest post de transformare va asigura necesarul de putere tot ce înseamnă Dumbrava Nord și, și partea de locuință ANL, cartierul care se dezvoltă acolo. Tocmai de-aia s-a amplasat în zonă, pentru că ei recunosc că acolo era un deficit de putere și nu-i singurul loc unde există un deficit de putere la ora actuală în municipiul Zalău. Și conform listelor lor de investiții, listele anuale și multianuale, o să reușească, zic eu, în anul ăsta, să nu mai avem probleme de felul ăsta, de deficit de putere. Ba, mai mult, ei au tot felul de bucle de alimentare care să ne ajute atunci când cade un punct de transformare să realizăm alimentarea dintr-un alt punct de transformare. Fiți sigur că noi chiar o să intervenim într-o perioadă relativ scurtă să se rezolve investiția de acolo și să aveți putere, să nu mai aveți probleme cu electrocasnicile, cu centrale, așa cum ați prezentat. Înseamnă că așa trebuie să vorbesc cu noi. Da, da. Ce probleme mai avem cu vecinii care, eu sunt pe Iași, la noi în Bibinia, soare, în Ceanul Dumnezeului Lătare, pe Hunedoare. Acolo ei dândi și au mai fără transformare. Dacă nu se poate, prin proiectul de buget de investiții, să prindeți și strada Hunedoare, care e cea mai locuită pe, în zonă. Pentru reparații, asfaltări, mă rog. Aparat în special, după neapărăcii. Aparat în special. Asta ar fi a treia problemă. A patra este apa pentru... Știți că o parte din conducta care merge spre cer s-a făcut de către locuitori, pe banii lor. Și dacă s-ar putea extinde această... Bine, până la canal va mai fi... Nu discutăm canalul, dar măcar apa. Pentru că mulți au orat întâi și nu au apă. Mai ales pe strada Hunedoare, fiind mai sus, ca amplasament, pe cotă mai înaltă, apa nu... Nu fântâi, nu sunt care cu bidoanele de otomă. În fine, deci asta ar fi o problemă cu apa. A treia problemă este, deci, asfaltarea străzii Hunedoare și a patra și ultima, cu care vă atragem atenția, este accesul în zonă. Nu știu dacă cineva dintre noastră... Accesul în? În zonă. Acolo, la podețul ăla, cum s-a făcut podețul foarte bine, dar acolo sunt mașini parcate. De fapt, zona respectivă este curtea interioară a blocului NSB. Nu este drum. Dimineața e durere. Încă nu s-au întâmplat accidente, dar... S-ar putea, acolo la curba aia, pe lângă podeț, două curbe S, cum să le zic, din punct de vedere al conducerii mașinii sau să mai zic așa, acolo copiii dimineața, care știi, care merg pe loc la școală, sunt probleme. Nu odată era gata să ne batem pe o altă, pentru că sunt plin de dube, plin de mașini parcate în zonă, trailere cu, nu știu, poliția locală sau, mă rog, cine să... Da, bun, mai aveți alte probleme, ca să-i răspund la ele. Succes, mulțumim. Da. Referitor la asfaltare, dacă am face o poză anului 2016 referitor la cum arăta cartierul și străzile și facem o poză, acum ce spuneți? E bine, dar nu s-a mai... Așa, vreau să vă spun că acolo am intervenit în tot anul 2017 și mai multe străzi am asfaltat și acum, într-adevăr, se poate circula și arată altfel cartierul referitor la infrastructura stradală. Sigur că noi avem și anul ăsta, în programul de lucrări cu Citadin, reabilitări de străzi, asfaltări, reparații curente și capitale pe străzi, într-un cuvânt. O să știm de strada Hunedoare, dumneavoastră ați mai fost în audiență aici la noi, numai că noi trebuie să avem o abordare corectă și echilibrată, știți? Trebuie să identificăm și gestionăm de așa manieră problemele, încât să rezolvăm problemele cele mai urgente. Știți? Și nu trebuie să acționăm funcție de, știu eu, reclamațiile, intensitatea cu care se vine la primărie. Dorința tuturor cetățenilor care n-au stradă asfaltată e să aibă mâine stradă asfaltată. Și noi asta vrem să facem, dar într-un timp rezonabil. Sper să vă satisfacă timpul în care o să venim cu reparații. Chiar pe strada Hunedoare ei ne-a mai făcut lucrări și știe domnul Pop. Și, cum v-am promis, o să venim în continuare să încercăm să vă reabilităm strada. Referitor la extinderea de rețea de apă,
Compania de apă Someș-Tisa are un proiect pe fonduri europene. Proiectul ăsta am înțeles că încep să-l implementeze la finele lui 2018, început de 2019. Acolo, în zona rotundă, a pădurii rotundă, o să vină amplasat un bazin de apă, tocmai ca să aveți presiune la apă. Deci, în momentul când se va implementa proiectul ăsta, sigur veți avea o presiune suficientă pentru apă, pentru consumul casnic la dumneavoastră acolo. Iar în ceea ce privește accesul în zonă, sigur că mai sunt abateri vis-a-vis de parcarea unor cetățeni, unor șoferi, dar noi o să încercăm să rezolvăm prin poliția locală. Ceea ce pe mine mă deranjează e modul cum arată străzile, lățimea tramei stradale. Deci chiar vă rugăm, bine că ați venit aici, să vă implicați atunci când o să finalizăm un pus dealul Morii, în care o să fie foarte bine precizate și conturate străzile. Sper să avem disponibilitatea să le lărgim, să facem niște străzi adevărate acolo. Străzile acum, la ora actuală, strada Iașului are 3,5 metri. Sunt mai multe străzi, Făgetului, Constanței. Deci, sper să avem înțelegerea din partea dumneavoastră, că ați văzut că nu aveți înțelegerea din partea noastră și a Consiliului Local să rezolvăm anumite probleme. Dar o problemă va fi și circulația acolo în zonă. Pentru că dumneavoastră știți destul de bine atunci când lucrăm și acum lucrăm la blocurile ANL. Avem mari probleme cu a aduce materialele și a intra utilajele grele în zonă. Tocmai având în vedere configurația și lățimea străzilor de acolo și importanța străzilor. Sunt cetățeni care au de renoculul. Locuiesc, sau mă rog, nu sunt plecați din țară, aia n-are interes să-și facă casă, cel puțin momentan. O lua terenul, au făcut niște bani, eu investit. Ăla n-a făcut zona, pentru că n-au avut interes. Eu care v-am spus că am fost primul zonă care am lucrat, era donat autoritate de construcție, am donat. Cât o trebuie? 4 metri, bun, mi s-o mai dat înapoi, 2, dar sunt terenul, nu sunt. Există legea cum face la nimic, de expropriere sau ceva. Pentru trei oameni care, să zicem, că vor să nu fie mai mult, sau, mă rog, nu vor să voteze, blocăm modernizarea unui străzi. Nu știu. Ar trebui găsit o soluție. Din punct de vedere legal, vor să torneze, să-i facem o adresă, să-l căutăm, să-i facem o adresă, să-l turnează. El, el va crea că prețul la teren, dacă atunci, sigur că sunt cum se întâmplă locul. Bun, am înțeles și o parte, în bună parte, nu o parte, în bună parte din problemele ridicate, unele sunt rezolvate, unele sunt în curs de rezolvare. Dacă nu mai aveți altceva, noi vă mulțumim. Și o să continuăm ședința noastră de astăzi. Puteți să plecați sau puteți și să stați. E o ședință bună. Ne-a rezolvat bun. Trecem la proiectul nou de ordinea de zi. Privind propunerea calificativului pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Zalău, domnul Stelian Potrovită, pentru anul 2017. Comisia, avizul comisiilor, Comisia Juridică. Comisia pentru Sănătate, Cultură, Învățământ. Vă rog să faceți propuneri. Poftiți, domnul Daloș. Consider că domnul secretar Stelian Potrovită, pentru activitatea desfășurată pe anul 2017 și nu numai, ar fi multe de spus asupra activității DES-ului, înspre foarte bine. Deci, ca atare, din punctul meu de vedere, consider că domnul secretar merită calificativul de foarte bine pentru tot aportul pe care și-l-a adus de-a lungul timpului la buna desfășurare activității primăriei municipiului.
Mulțumesc. Dacă sunt și alte intervenții, dacă nu, bănesc că sunteți de acord cu propunerea. Da? Sunt pun la vot propunerea domnului consilier. Cine este pentru? Abțineri? Nu sunt. Voturi împotrivă? Deci, 21. Am aprobat calificativul de foarte bine pentru domnul secretar. Fiind ultima, sau ultimul calificativ pe care îl privesc de la Consiliul Local, având în vedere că la mijloc m-am gândit să mă pensionez, nu sunt încălzită. Poate nu știu. Sper ca și până la încheierea activității să avem colaborare la fel de bună. Da, mulțumim și noi domnului secretar și trecem la proiectul 10. Și avem proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor urbănești aferente persoanelor didactice și didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reședință la locul de muncă și de la locul de muncă în localitatea de reședință pentru luna decembrie 2017. Avizul comisiilor. Comisia juridică. Comisia economică. Comisia pentru sănătate, cultură, învățământ. Comisia pentru drepturile omului. Dacă sunt intervenții la proiectul 10, da, poftiți, domnul Papașa. Bun, dacă nu mai sunt alte intervenții, spun proiectul 10 la vot. Cine e pentru? Da, mulțumesc. Voturi împotrivă, dacă sunt, nu sunt. Abțineri, nu sunt. Cu 20 de voturi am adoptat proiectul 10 de pe ordinea de zi. Și trecem la proiectul 11 privind aprobarea demersurilor de atestare la domeniul privat al municipiului Zalău a imobilului teren în suprafață de 2799 metri pătrați, situat în intravilanul municipiului Zalău. Avizul comisiilor. Comisia juridică. Comisia economică. Comisia de urbanism a dat aviz favorabil. Dacă sunt intervenții, dacă nu supun proiectul la vot, cine e pentru? Da, mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Cu 21 de voturi am adoptat proiectul 11. La punctul 12 avem proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat numărul 7922 din 8-a 2-a 2017, încheiat cu Clubul Sportiv Municipal Zalău, situat în incinta stadionului municipal. Avizul comisiilor. Comisia juridică. Comisia economică. Aviz favorabil cu mențiunea, dacă toți suntem în sport, la de fie în final. Da? De unde știți? Comisia pentru sănătate, cultură, învățământ. Mulțumesc, uite ce deschideri. Sub un proiect, nu, mai întâi vă consult dacă la proiectul 12 sunt intervenții. Dacă nu, supun proiectul. Dacă nu supun proiectul la vot, cine e pentru? Da? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Cu 21 de voturi am adoptat proiectul 12 și trecem la proiectul 13 privind aprobarea tipului de licitație a prețului de pornire la licitație și a caietului de sarcini, întocmit în vederea vânzării cantității de 103,26 metri cub masă lemnosă, fasonată, provenită din fondul forestier proprietate publică a municipiului Zalău. Avizul comisiilor. Comisia juridică. Comisia economică. Comisia de urbanism a dat aviz favorabil. Dacă sunt discuții, dacă nu supun proiectul la vot, cine e pentru? Voturi împotrivă, dacă sunt, nu sunt, abțineri, nu sunt. Cu 21 de voturi am adoptat proiectul 13 și trecem la proiectul 14 privind modificarea inventarilor bunurilor proprietate publică, respectiv privată a municipiului Zalău, transmise în concesiunea SC Citadin Zalău SRL, în baza proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor realizate de SC Citadin Zalău SRL. Avizul comisiilor. Comisia juridică. Comisia economică. Comisia de urbanism a dat aviz favorabil. Dacă sunt discuții, dacă nu supun proiectul 14 la vot, cine e pentru? Da? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri?
nu știu, 21 de vote, am adoptat proiectul 14 de pe ordinea de zi. Și avem la punctul 15, proiect de hotărâre privind modificarea inventarilor bunurilor proprietate publică a municipiului Zalău, transmise în administrarea unor unități de învățământ, în baza protocolelor de administrare încheiate cu acestea. Avizul comisiilor. Comisia Rit. Comisia Economică. Comisia de Urbanism a dat aviz favorabil. Comisia pentru Sănătate, Cultură, Învățământ. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții la proiectul 15, la comisie, domnul... Eu vorba și de școala gimnazială Cornelu Popoșe, nu știu dacă eu trebuie să particip sau nu la votul să particip, asta nu e nicio problemă. E vorba de modificarea valorii inventarului unității de învățământ. Puteți să participa. Adică mai bine nu trebuie. Nu parte ceva. Bun. Să pun la vot proiectul 15. Cine e pentru? Da? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt? Abțineri? Nu sunt. Deci cu 20 de voturi am adoptat proiectul 15. Domnul consilier Bancea nu a participat la vot. Și trecem la proiectul 16, privind aprobarea pentru anul 2018 a planului cuprinzând acțiunile, lucrările de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de ajutor social și a beneficiarilor serviciului de acordare a mesei la cantina de ajutor social din municipiul Zalău. Avizul comisiei, Comisia Juridică, Comisia Economică, Comisia de Urbanism a dat aviz favorabil. Comisia pentru Sănătate, Cultură, Învățământ. Aviz favorabil. Comisia pentru Drepturile Omului. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții, da, poți, doamna consilieră Crișan? Sunt beneficiari care nu-și respectă obligațiile de oră muncă. Și dacă da, cam ce procent? Da, o rugăm pe doamna director Pavlov. Să mă raportez la sfârșitul anului trecut, că am 67 de beneficiari care erau în casă de stâlpă cea mică în folosul comunității și din câte rețin 25. Deci, aproximativ 25 sunt care nu și-au respectat. Din 67. Și pentru care s-au impus măsuri de preconstrucție, respectiv sistarea trecutului. Referitor la masa la cantină. Nu, referitor la și la masa la toate activitățile, da? Pentru că nu toți sunt obligați să păstreze muncă în folosul comunității, pentru că majoritatea sunt măsuri comunitare. Da. Doamna consilieră, cei care vor sunt tați de muncă și nu prestează orele, li se sistează drepturile în luna următoare. Da, mi-a răspuns, doamna. La cantină, de asemenea, am stabilit împreună cu dumneavoastră, mănâncă cei care pot, cei care au scutire medicală sau au handicap. Bun, dacă mai sunt intervenții, dacă nu supun proiectul la vot, cine e pentru? Da? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri dacă sunt? Nu sunt. Cu 21 de voturi am adoptat proiectul 16. Și trecem la proiectul 17 de modificare a hotărârii Consiliului Local numărul 188 din 14.07.2016 privitoare la Comisia de Evaluare a proiectelor în vederea obținerii de finanțare nerambursabile de la bugetul local pentru activitățile structurilor sportive locale, respectiv de soluționarea contestațiilor. Avizul comisiilor. Comisia Rurim. Comisia pentru Sănătate, Cultură, Învățământ. Comisia pentru Drepturile Omului. Dacă sunt discuții la proiectul 17. Dacă nu supun proiectul 17 la vot, cine e pentru? Voturi împotrivă dacă sunt. Nu sunt. Abțineri. Nu sunt. 21 de voturi am adoptat proiectul 17. Și trecem la proiectul 18 privind aprobarea valorii taxei de reabilitare termică pentru proiectele finanțate din fonduri europene prin programul operațional regional POR 2014-2020, respectiv pentru reabilitarea blocurilor de locuințe A și B, 2A, 2C, B35, D4 și D30-32 din municipiul Zalău. Avizul comisiilor, Comisia Juridică, Comisia Economică,
Comisia de Urbanism a dat aviz favorabil. Comisia pentru Sănătate, Cultură, Învățământ. Aviz favorabil. Comisia pentru Drepturile Omului. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții la proiectul 18. Dacă nu supun proiectul la vot, cine e pentru? Da, mulțumesc, voturi împotrivă, dacă sunt, nu sunt, abțineri, nu sunt. Cu 21 de voturi am adoptat proiectul 18 de pe ordinea de zi. Și trecem la proiectul 19, privind acceptarea unui donații în domeniul public al municipiului Zalău, oferite de proprietarii Mihu Doina Elena și Mihu Claudiu Sebastian. Avizul comisiilor, comisia primă. Comisia economică, comisia de urbanism a dat aviz favorabil. Dacă sunt discuții, dacă nu spun proiectul 19 la vot, cine e pentru? Da, mulțumesc, voturi împotrivă, dacă sunt. Abțineri, nu sunt. Cu 21 de voturi am adoptat proiectul 19. La punctul 20 de pe ordinea de zi, avem solicitarea numărul 81 de 1733 din 21-12-2017, prin care se cere revocarea HL numărul 286 din 28-9-2017, privind aprobarea dobândirii dreptului de proprietate publică de către municipiul Zalău, prin expropiere, pentru cauză de utilitate publică în condițiile legii 33 din 27 mai 1994, a imobilor necesare realizării investiției publice, extindere cimitir municipal Zalău. Această solicitare ați primit-o cu toții și ați discutat-o în ședințele de comisie. Inclusiv opinia arbitrică care a fost formulată de către Direcția Administrației Publice Locală. Vă consult dacă sunteți de acord cu opinia arbitrică formulată, cu răspunsul. Cine e pentru? Sau dacă aveți intervenții referitor la solicitare, dacă nu, vă consult dacă sunteți de acord cu solicitare, cu răspunsul la solicitare. Cine e pentru? Da, mulțumesc. Voturi împotrivă, dacă sunt, nu sunt, abțineri, o abținere. Nu, da? Nu, 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 votat pentru. Ați votat pentru? Vreau să iau un pic. Da, poftiți, da. Domnul profesor Grăsan. Cunosc că destul de bine zona respectivă. Sigur că în urma extinderii cimitirului se creează oarecum un prejudiciu pentru mulți proprietari care nu mai pot construi acolo și probabil că am putea într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat să găsim o soluție și pentru acel teren, pentru că acolo sigur se pot amenaja spații verzi, se pot amenaja zone din introfe cimitirului și probabil că vom putea avea o soluție și pentru acel proprietar care, da, în acest moment suferă un prejudiciu material de pe urma acestor hotărâri pe care suntem nevoi să le luăm. Cred că este o zonă care oferă posibilități pentru amenajare de parcuri, pentru cimitir. De fapt, așa este și prevăzută în punct. Și probabil că într-un viitor putem să ne gândim și la asta. Da, deci vreau să vă referiți la zona Tampon. Da. În special la zona Tampon, că partea expropiată doar să plătește și nicio problemă. Și pe acești cetățeni, care e zona Tampon pe care nu mai pot construi, de fapt. Că o zonă expropiată e primesc. Da. Bun, dacă mai sunt alte intervenții, dacă nu, trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi și avem tot o solicitare, respectiv solicitarea numărul 80.423 din 15-12-2017 de revocare a HL numărul 325 din 24-11-2008 privind aprobarea planului urbanistic zonal ansamblu rezidențial, locuințe, comerț și servicii, zona Brădeț și a HCL numărul 117 din 17-5-2010 privind actualizarea uz general al municipiului Zalău, aprobat prin HCL numărul 55 din 3-5-2000 și solicită și revocarea HCL numărul 210 din 28-7-2017 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017 și modificarea listei cu obiective de investiții aprobate pentru anul 2017. Și această solicitare, sigur, a fost discutată în ședințele de comisii, în întâlnirile comisiilor din Consiliul Local
Și ați văzut inclusiv răspunsul care l-am dat la solicitarea respectivă. Noi am discutat-o și în Comisia de Urbanism. Vă consult dacă nu sunt intervenții mai întâi vis-a-vis de solicitare, dacă nu vă consult, dacă sunteți de acord cu răspunsul care l-am dat la solicitarea respectivă de revocare a hotărârii de consiliu local, a PUZ-ului, a PUG-ului. Cine e pentru? Dacă sunt voturi împotrivă. Dacă sunt abțineri. Deci, cu 21 de voturi, ne menținem poziția referitor la solicitarea de revocare. Iar la punctul 22 de pe ordinea de zi, avem raport privind activitatea asistenților personal ai persoanelor încadrate în gradă 1 de handicap la data de 31.12.2017. Deci avem un raport prezentat. Dacă sunt întrebări sau lămuriri referitor la acest raport, dacă nu sunt, trecem la proiectul 23, privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI, devizi general și indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, extindere clădire sala sporturilor, sale arbitri. Avizul comisilor, comisia arbitri, comisia economică, comisia de urbanism a dat aviz favorabil, comisia pentru sănătate, cultură, învățământ și sport, da. Dacă sunt intervenții la proiectul 23, dacă nu sunt proiectul 23 la vot, cine e pentru? Da, mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Cu 21 de voturi am adoptat proiectul 23. Și trecem la proiectul 24. Privim modificarea statului de funcții al Poliției Locale Zalău prin transformarea unor posturi în urma promovării în grad profesional superior. Avizul comisilor, comisia arbitri, comisia economică, comisia pentru cultură, sănătate, învățământ. Da, mulțumesc. Dacă sunt discuții, dacă nu supun proiectul 24 la vot, cine este pentru? Voturi împotrivă, dacă sunt. Nu sunt. Abține, nu sunt. 21 de voturi am adoptat proiectul 24. Trecem la proiectul 25. Privind preluarea în bugetul local al municipiului Zalău a excedentului rezultat din execuția bugetului Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public aferent exercițiului financiar al anului 2017 și stabilirea destinației acestuia. Avizul comisiilor. Comisia judică, comisia economică, dacă sunt intervenții, dacă nu supun proiectul la vot, cine este pentru? Voturi împotrivă, dacă sunt. Nu sunt. Abțineri, nu sunt. Deci cu 21 de voturi am adoptat proiectul 25. Trecem la proiectul 26, privind atestarea la domeniul privat al municipiului Zalău a terenului în suprafață de 800 metri pătrați, situat în intravilanul municipiului Zalău, strada General Dragalina, numărul 26. Avizul comisilor, comisia arbitri, comisia economică, comisia de urbanism a dat aviz favorabil. Dacă sunt discuții, dacă nu supun proiectul 26 la vot, cine e pentru? Da, mulțumesc. Voturi împotrivă, dacă sunt. Nu sunt. Abține. Nu sunt. Cu 21 de voturi am adoptat proiectul 26. Deci, la proiectul 27, privind ajustarea, modificarea tarifelor pentru serviciile, activitățile prestate de 10 citadini Zalău SRL și aprobarea de noi tarife pentru utilaje. Avizul comisiilor. Comisia juridică. Comisia economică. Comisia de urbanism a dat aviz favorabil. Comisia pentru sănătate, cultură, învățământ. Comisia pentru drepturile omului. Dacă sunt discuții, da, poftiți, domnul consilier. Am văzut noi detaliile și modul cum sunt acestea fundamentate, dar nu știu dacă creșterea salariului minim și creșterea prețului la carburanți
este un motiv suficient pentru creșterea cu atât, cu procentele arătate aici, acestor tarife. Ar însemna ca, în lipsa unui algoritm, ar însemna ca acest tarif este compus exclusiv din, din prețul carburantului și salariul. Nu cred că este așa. Domnul consilier, acolo, dacă ați observat, sunt fișe de fundamentare. Unde se prezintă algoritmul? Creșterea tarifelor e undeva între 1 și parcă, nu știu, 3-5% 5% a tarifelor de lucrări. Ați observat carburantul, a crescut de la 4,01 sau cât e acolo la 4,5 și în continuare probabil că se înregistrează o creștere. Așa. Eu vreau să vă informez că odată cu salariul minim care e la 1900 de lei astăzi sau de la 1 ianuarie, da, au fost afectați 167 de persoane din cadrul SECE Citadin Salut. Deci nu numai cei care la momentul respectiv au fost la salariul minim de 1400 de lei. Probabil și ai care au avut 1500 au fost nevoie de o creștere și în plus la unele activități de la Citadin nu-i poți să-i ții cu salariul minim pe economie și să le cer să execute stres la un anumit nivel de calitate și să un anumit volum de lucrări care să-i impune al dorului și cetățenii solicită din ce în ce mai multe lucrări. Sigur că ei au rămas și peste program, în zilele când de vară, când se poate lucra fără probleme, creșterea undeva, într-adevăr, 2,5 până la 5%. Acestea au fost analizate de o comisie, în care și au făcut parte și fi sigur că intenția noastră e ca firma Citadin să execute lucrări cât mai multe și de calitate, nu din același buget de venituri și cheltuieli, volumul serviciilor prestate pentru municipiu să fie mai mic. Nu, din contră. Noi vrem să înregistrăm și o creștere de productivitate a muncii la Citadin. Bun. Da, poftiți, doamna Crișan. Da, vreau să mai adaug. Probabil că sunt mulți cu salariul minim, dar dacă luăm tariful nou orar la o medie de 166, ajungem la salubrizare la un salariu de 2500, la întreținere, reparații străzi la 2900. Deci nu vorbim de ore suplimentare. Acolo suntem pe medie la tarifele noi. Nu crește cu 40%, nu vorbim de crește cu 5%, 2%, 3%, tariful nou crește cu 40%, aproximativ 37%. Domnule, nu să vă referiți la strict tarif orar, dacă era 12,4 lei, numai 20% la salariul minim, pe 20% de la 15, observați acolo că acel tarif care este cu reparații străzi, întreținere, reparații străzi, mă rog, lucrări de reparații capitale curente la străzi. Tocmai v-am prezentat că acolo salariile, nu salariile minime pe economie, formațiile de acolo erau oarecum numeric deficitare și în perioada 2017, începând cu luna mai, iunie, iulie, a mai angajat câteva persoane, ori la salariu minim pe economie, la reparații drumuri, străzi, la construcții de drumuri, nu-ți vine nimeni. Deci, nu-i vorba numai de partea de salariu minim pe economie. Și creșterea e undeva, de 2,5% e creșterea tarifului. Asta pentru că noi, sigur că trebuie să intrăm cu firma Citadin, inclusiv la licitații de lucrări, ca să-i acoperim oarecum necesarul de lucrări de care are nevoie firma Citadin. Am vrut mai să precizez, să nu se înțeleagă că toți angajații sunt la un salariu minim, ci undeva, asta e media. Eu chiar am zis că erau și 167 de persoane. 3.000-2.900 și de reparații, după tarif, la, fără o resumimentare. Da, bun. Dacă mai sunt intervenții, dacă nu supun proiectul la vot, cine este pentru? Voturi împotrivă, dacă sunt, nu sunt, abțineri. Deci, cu 18 voturi am aprobat proiectul 27 de pe ordinea de zi. Trecem la proiectul 28.
privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferent lucrărilor reparații capitale strada tipografilor, covor asfaltic și rigole și a modificării documentației tehnico-economice aferent lucrării reparații capitale bulevardul Mihai Viteazu, zona Wellhaus, amenajat stații de autobuz din municipiul Zalău. Avizul comisiilor. Comisia Juridică. Comisia Economică. Comisia de Urbanism a dat aviz favorabil. Dacă sunt intervenții la proiectul 28, dacă nu supun proiectul la vot, cine e pentru? Voturi împotrivă, dacă sunt. Nu sunt. Abțineri. Nu sunt. Deci cu 21 de voturi am adoptat proiectul 28. Trecem la proiectul 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractul de mandat între prin care asociația de proprietari bloc Scala, bloc A16, SB15, bloc 80, scara A, bloc G164, D111 și bloc P40, asociația de proprietari număr 124, bloc C, 1B, SB42, încredințează municipiului Zalău să stabilească și să efectueze măsurile ce se impun pentru pregătirea, contractarea și implementarea unor proiecte pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe. Avizul comisiilor, Comisia Juridică, Comisia Economică, Comisia de Urbanism a dat aviz favorabil, Comisia pentru Cultură, Sport și Învățământ, Comisia pentru Dreptul de Omului, dacă sunt intervenții, da, poftiți, domnul consilier? Nu participă. Da? Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun proiectul 29 la vot. Cine e pentru? Voturi împotrivă, dacă sunt. Abțineri? Nu sunt. Deci, cu 20 de voturi am adoptat proiectul 29. Trecem la proiectul 30 de pe ordinea de zi. Privind completarea, respectiv modificarea anexei 1 a hotărârii Consiliului Local numărul 133 din 4-10-1999 privind aprobarea inventarilor bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău în sensul modificării datelor privind unele imobile ca urmare a întocmirii de documentații cadastrale a unor imobile puncte termice. Avizul comisiilor. Comisia Juridică. Comisia Economică. Comisia de Urbanism a dat aviz favorabil, dacă sunt intervenții la proiectul 30. Da, poftiți, domnul Popan? Nu știu, mi se pare că resursa asta vis-a-vis de spațiul pe care îl avem în punctele astea tehnice nu e suficient de exploatat. Nu știu ce se întâmplă cu el. E un punct termen pe care trebuie să faci în cartea socială. Mai era un punct termen în care am dat spre, nu știu cine, să organizeze ceva activități acolo. Și ce se întâmplă? Că nu se poate face informare vis-a-vis de... Da, eu o să rog direcția patronului, pe domnul director Tulai, să facă, să pregătească informare pentru ședința viitoare, referitor la toate punctele termice. Eu vă pot informa că noi avem documentația depusă pentru demolarea celor trei puncte termice pe care noi le-am aprobat la demolare, unde vom face platforme de parcare, vom amenaja zona. Iar în zona punctului PT 21, unde era propus să se facă cantina socială, avem, după cum ați observat, cred că v-a fost trimisă și pe adresă de mail, solicitarea cetățenilor din zonă să facem acolo un loc de parcare sau un loc de joacă. Asta trebuie să fie o prioritate pentru noi și aici mă duceași pe mine gândul că punctele astea trebuie să se transformă atunci. Le dăm jos și facem un punct de parcare, cele care nu se pretează... Da, intenționăm toate punctele termice să intervenim asupra lor, să facem locuri de parcare sau să le dăm alte destinații, dar nu o să le mai lăsăm în starea de degradare care a fost. Și în punctul PT17, din zona Dumbrava 2, vom dezvolta acolo, pe amplasamentul respectiv, un proiect pe fonduri europene, axa 4-3, unde vom face un centru de zi pentru copii. Bun. Dacă mai sunt intervenții, dacă nu supun proiectul la vot, cine este pentru? Da? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Dacă sunt, nu sunt, abținem.
Nu știu. 21 de voturi am adoptat proiectul 30. Trecem la proiectul 31 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru amenajarea centrului de zi pentru copii în municipiul Zalău prin schimbarea documentației punctului termic PT7, despre care am făcut vorbire. Avizul comisiilor, Comisia Economică, Comisia de Urbanism a dat aviz favorabil. Dacă sunt intervenții, dacă nu supun proiectul 31 la vot, cine e pentru? Voturi împotriva, dacă sunt, nu sunt, abțineri, nu sunt. 21 de voturi am adoptat proiectul 31. Și trecem la proiectul 32 de ordinea de zi, privind modificarea inventarului bunurilor proprietate publică, respectiv privată a municipiului Zalău, ca urmare a valorificării inventarului ca anul 2017. Avizul comisiilor, Comisia Juridică, Comisia Economică, Comisia de Urbanism a dat aviz favorabil, dacă sunt intervenții, dacă nu supun proiectul 32 la vot, cine e pentru? Da, mulțumesc, voturi împotrivă, dacă sunt, nu sunt, abține, nu știu. Cu aceasta s-a epuizat ordinea de zi, eu vă consult dacă sunt alte intervenții, da, puțin de două ani, mă interesează iluminatul ăsta festiv. Când mă dăm jos? Doamne, consumă energie, deci, dacă ați observat, vis-a-vis de consum, noi, după ce au trecut sărbătorile de iarnă, în bună parte a orașului, am întrerupt alimentarea iluminatului festiv cu energie. Zona asta centrală am lăsat-o până la 24 ianuarie, o sărbătoare importantă pentru toți, așa, iar începând de astăzi, nu va mai fi niciun iluminat festiv în municipiu. Sigur că în perioada următoare, cei de la Citadin se vor ocupa să ia jos tot ce înseamnă iluminatul festiv, să îl conserve, să îl depoziteze pentru a spune la anul, dar până atunci ei mai au și alte activități, mai ales pe partea de toaletare a arborilor. Dar începând de azi nu va mai avea iluminat festiv. Într-adevăr, e costisitor și nu ne permite să... Da, eu vă mulțumesc pentru participare și pentru munca de